Un alt incident maritim în largul coastelor Emiratului Fujairah, la Golful Oman. Forțe sprijinite de Iran se află în spatele deturnării unei nave tank în largul coastelor Emiratelor Arabe Unite, conform unor surse Reuters. Două dintre aceste surse spun că nava deturnată este un transportor de asfalt și bitum sub pavilionul statului Panama, care se află în Marea Arabiei, în drum spre strâmtoarea Ormuz. Conform agenției UK Maritime Trade Operations, incidentul s-a produs la 60 de mile nautice în largul Fujairah. Centrul Britanic pentru Operațiuni Maritime Comerciale recomandă prudență sporită navelor aflate în zonă. Este vorba de o zonă în apropierea căreia a fost atacat joia trecută petrolierul Mercer Street, un atac soldat cu moartea unui marinar român. Conform primelor informații disponibile în presa internațională, petrolierul Golden Brilliant, aflat sub pavilionul Hong Kongului, a transmis marți după amiază în sistemul de monitorizare a traficului maritim mesajul Not Under Command, ceea ce indică faptul că o navă nu poate efectua manevre din cauza unor circumstanțe excepționale. Alte cel puțin patru nave aflate în zonă au transmis același mesaj, informează Agerpres. Potrivit agenției Marine Traffic, Golden Brilliant a pierdut controlul, dar acum se deplasează din nou cu propriile motoare. Compania Dryad Global a transmis că petrolierul Asphalt Princess, sub pavilion Panama, a fost de asemenea implicat în incident. Și un petrolier aflat sub pavilionul Vietnamului ar fi pierdut controlul. Potrivit Dryad Global, Marina Omanului a trimis unități în zonă pentru a vedea ce se întâmplă. Flota a cincea americană, cu baza în Bahrain, încă nu a reacționat în legătură cu acest incident. Joia trecută, petrolierul Mercer Street, operat de o companie care aparține omului de afaceri israelian Eyal Ofer, a fost atacat în largul Omanului. Un român și un britanic au murit în urma acestui atac imputat Teheranului. Secretarul de stat american Anthony Blinken a anunțat luni că a lansat consultări cu Israelul, Marea Britanie și România în cazul Mercer Street și a promis un răspuns colectiv. Premierul israelian Naftali Bennett a avertizat la rândul său că țara sa este pregătită să acționeze singură împotriva Iranului ca răspuns la atacul împotriva Mercer Street. Teheranul respinge acuzațiile.